make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la episodul 30 din cariera noastră cu Steaua București. Avem două finale înainte să le începem. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți să ne motivați să continuăm cât mai mult cu ea. De fapt, 3, bine, următoarea finală, care e cea mai importantă, va fi în următorul episod. Dar vorbind de aceste două finale ale României, Cupa României Timișoreana și Cupa Ligii Adeplast. Cupa României va fi cu Petrolul, iar Cupa Adeplast va fi împotriva din Dinamoviștilor. Echipa deja este pregătită, vom juca Valentina Arena. A început meciul, de fapt se joacă pe Veltins Arena sau Arena sau ceva de genul, oricum nu mai contează, contează că noi jucăm împotriva Petrolului și trebuie să ne punem în această finală. Haide Matei, haide Matei, o pasă foarte bună pentru Chamberlain, gol! Chamberlain, cât de bine s-a demarcat acolo, excelentă pasă trimisă totuși și de Matei, dar Chamberlain a avut o finalizare excelentă și excelentă demarcare, a cerut acolo și ceruse, cred, prepeliță. Nu mai contează, balonul a fost pentru Chamberlain, acesta excelent l-a executat pe portarul Petrolului, acela a fost spectator, cred că a fost chiar Plesania, eu zic că a mai rămas în continuare aici la Petrolul, Bruma, și continuăm cu pressingul de această dată, Mustivar, o pasă bună pentru Astafei, o pasă în continuare, excelentă către Marinescu, oh Marinescu continuă, oh my fucking god, eram sigur. Cât de bine a mers aici pasele, ca pe sfoară s-au legat la Petrolul, o fază finalizată de Marinescu în fața lui Silviu Lung Junior. Nemulțumiți jucătorii noștri, au și de ce, dar defensiva noastră nu a putut face nimic, Silviu Lung a fost spectator, cât bine a dat acolo, cât de bine a dat Marinescu în plasa laterală. În minutul 45, un gol care a picat excelent din păcate pentru noi, dar excelent pentru Petrolul. Paralizați la această fază construită de ploieșteni care din nou au prins curaj și din nou sunt în ofensivă în apropierea careului nostru, Peteleu acolo, și se încheie prima repriză, rezultat de egalitate dezamăgitor pentru noi. Marinescu din nou periculos, la fel și Astafei, ei au contribuit la golul Petrolului, Mengolo, Astafei acum, a fost o trecere frumoasă făcută de Astafei, dar ar trebui să facem un pressing mai bun la Tovlevi, s-a dus prea în față acolo, profită Ploieștiul aici, pe ploieștenii, pe flancul stâng, centrarea lui Marinescu, cât de bine respinge Edgar cu jumpingul lui de 91, Chamberlain trece foarte frumos, Chamberlain, continuă Oxlade, Chamberlain, dă drumul în față, care viteză bună, Chamberlain, excelent, Chamberlain, curs mare, oprit de Fanchon pentru moment, rămâne la balon, sunt oamenii care au advers, dar Chamberlain vrea să-și facă pe șut, cât de bine a spus acolo Gerson. Prepeliță acum, o pasă bună, prepeliță pentru Filip, care e mor, frate, mor Filip, deci nu mai are nici pic de energie pe el, incredibil, jucăm poate chiar cu un om în minus, sperăm să nu se vadă asta, dar e pe teren acolo în picioare, cu ocazie mare, Mengolo apără Silviu Lung, uite-mă ce înseamnă portar de portar, Silviu Lung e incredibil, apără când este mai mare nevoie, da, schimbare și la Petrolul, și priviți pe Filip care este mort și va fi un om important pentru noi. A scos balonul de acolo, Mustivar a recuperat pentru Mutu, greșeală mare, Mutu recuperează din nou, Mutu pentru Pablo de Lucas, Pablo, oh, rămâne în calul nostru, trage, apără Silviu Lung, câte ocazii pentru Petrolul, incredibil Silviu Lung, se aruncă și el acolo cu piciorul, Florin Gardo, și am crezut că va fi penalti, până la urmă resuflăm ușurați, rămânem totuși cu, de fapt Petrolul rămâne cu un corner, cu minge la poarta noastră, două, centrale pe clasa lui de Lucas acolo, dar trebuie să fim prudent, Sadli marchează și îl învinge din păcate pe Silviu Lung Junior, n-a mai avut ce să facă și din nou plasa laterală, din nou execuții incredibile ale petroliștilor, care chiar dacă nu au luat titlul vor mânca un trofeu în acest sezon, și Cupa României parcă ar fi, să spunem, o specialitate pentru Petrolul. Fault acolo din păcate comis de Cosmin Matei, suntem în minutul 86 și așteptăm o mare minune să se întâmple, poate un gol în minutul 90 ar fi minunat pentru jucători, pentru echipa noastră.
Mustivar, Hunoe deposedează, Hunoe pasă mână pentru Chamberlain, are viteză bună Chamberlain, omul decisiv, Chamberlain, în careu, s-a îndepărtat de poartă Chamberlain, blocajul lui Gerson, s-a îndepărtat, după cum spuneam, el bate cornerul, n-are nimic, Chamberlain centrează către Varela, Saldi, autorul golului pentru, penalti, este penalti, Gerson a făcut tenți, incredibil, penalti, Doamne ajută, Chamberlain este cel care bate sau Maxim, trebuie să bată expertul nostru, e acum Maxim, gol! Alexandru Maxim, este gol de Maxim din penalti, golgheterul nostru din acest sezon, Maxim a reușit să dea un gol incredibil de important pentru echipa noastră. Plesania a stat pe jumate, Maxim a tras puțin alături, minutul 90 marchează din penalti, a căzut cerul pe petrolul, incredibil ce am reușit să facem, egalăm și așteptăm ori penalti, ori o eventuală minune în prelungiri, dar la cât de obosiți sunt jucătorii noștri. Ratovlevic recuperează, Ratovlevic pasă pentru Matei, Matei din prima la Maxim, Maxim, gol! Dublă pentru Alexandru Maxim, ce dublă importantă, în prima repriză de prelungiri nu a fost nici măcar o singură ocazie, nici măcar un singur șut, măcar spre poartă și în a doua repriză primul șut, primul gol, acesta a fost al nostru, iar Maxim a reușit să marcheze, imposibil să rateze din acea fază Alexandru Maxim, minutul 112 reușește să marcheze jucătorul nostru și sperăm să câștigăm acest trofeu, această cupă a României. Avem mari speranțe, după cum spuneam, Nicoi, nu știu cum mi se spune, jucătorul acela pasează la Fanchon, Fanchon, petrolul, acum a ieșit la atac, nu mai are nimic de pierdut, centrarea lui Nepomenko, bun acolo, Gardos a respins excelent și Maxim pentru Chamberlain, nu mai trebuie să obosim foarte mult jucătorii noștri, Chamberlain l-a încercat să-l obosească și el pe Matei. Din fericire să spunem că nu i-a mers, Prepeliță cât de bine a deposedat acolo, un tackling excelent al lui Prepeliță, minutul 120, hai Doamne, hai Doamne, Edgar, bine, bine Edgar și Prepeliță, să se termine odată meciul acesta, da, se pare că Steaua câștigă prima finală, aceea este a Cupei României Timișoreana, Steaua a reușit, Da, să puteți spune că am câștigat și campionatul, dar nu a fost o finală, campionatul la noi pe etape. Da, ne-a spus Mânță, după cum dacă ați observat că am câștigat campionatul. Suntem aici în Cupa României care am câștigat-o deja, suntem campionii României. Mai avem un trofeu, doar un singur trofeu intern de câștigat și acela este Cupa Ligia de Plas. După aceea va urma marele meci, ce-ai de capul meu. Cel mai important meci al nostru de când facem carieră cu Steaua și acela este finala Ligii Campionilor, finala Champions League, bă, fraților, vă dați seama și împotriva cui, împotriva lui Bayern München. Eu, deci chiar am avut multe, noi așa, de multe ori am avut multe finale cu Bayern München, în special și la Liverpool, chiar două am avut dacă nu mă înșel, dar una am bătut cu 1-0 și în alta 4-1, ceva de genul, deci a fost incredibilă. Să revenim la Cupa României care, priviți, am câștigat-o, am câștigat Cupa României, suntem campioni, jucătorii sunt, aceștia sunt de fapt, mai bine spus, cei mai buni jucători din România, jucătorii Stelei, Maxim a fost normalul meciului cu o dublă, 9,1 a fost nota sa, fiecare gol al lui Maxim a fost foarte, foarte important pentru echipa noastră. Și da, la câteva zile urmează, după cum putem vedea, finala împotriva lui Dinamo. Am primit și un milion pentru că am câștigat, să parim pe un jucător, mă, că am câștigat acest acest trofeu, să pariem totuși pe un jucător al nostru, mă, Silviu Lung, Oxlade-Chamberlain. Hai, Oxlade-Chamberlain într-o formă, da, cea mai bună formă. Aceasta este echipa care am pregătit-o împotriva dinamoviștilor, un meci în Cupa Ligii A de Plast, ba chiar finala Cupei Ligii A de Plast, unde vom juca și vom încerca să o câștigăm. Meciul începe, Chamberlain a fost motivat, a fost, ce să mai rugam de arbitru să dea gol în meciul ăsta, de arbitru, de antrenor, aceia am fost noi. Deci trebuie să facă și el ceva, să intre în ochii noștri. Iată o pasă acum pentru el, Chamberlain, ce șansă bună, Chamberlain, gol!
gol 1-0 în derbiul acesta în Cupa Ligii Adeplast între Steaua și Dinamo. 1-0, Oxlade-Chamberlain face ce îi place. Priviți ce pas a primit, s-a dus acolo, a avut culoar mare din afara care lui a tras un șut puternic care nu i-a dat nicio șansă lui Samoilă. A marcat în minutul 4 Chamberlain, un gol foarte rapid marcat de el. O, Alex în careul nostru, iese Silviu Lung și excelent, a scos în ultima clipă, să spunem așa, o lansare către Alexe fusese aceea, dar Silviu Lung a ieșit și a fost foarte bun la această fază. O, Lazar în careul nostru, dar a fost în offside. Trece frumos, Bruma continuă, se îndreaptă în zonă centrală, pasează bine la Chamberlain pentru Prepeliță, mai parte la Matei, Matei trage și apără Samoilă, acela a respins în corner pentru echipa noastră. Chamberlain este cel care bate cornerul central, Chamberlain bună pentru Varela, respinsă de Durimel, Prepeliță din volet de la mare distanță, încă o șansă, acum prin Maxim, câte șanse am avut. Lazar pentru Buia, Buia poate scăpa, Buia pasează și poarta a fost goală acolo, practic poarta a fost goală, dar jucătorul Dinamo Bistrița cred că a fost Durimel, cine a fost, mă? Nici nu mi-am dat seama cine a fost, oricum ce șut în plasa laterală, șansă uriașă pentru Dinamo. Chamberlain este cel mai înaintat om al nostru, a fost imediat depozitat de Roman în viteză, Roman pasează în care nostru, este Silviu Lung acolo, excelent a ieșit Silvică la intimidare. Acum pase pentru Chamberlain, a ajuns în flacul drept Chamberlain, o minge încercată de acesta în centru, dar balonul a fost recuperat după cum vedem de dinamofiști. Este Alexe pentru Valentin Lazar, 1-1 cu Gardoș mult mai puternic decât Lazar, l-a deposedat excelent fără probleme. Matei, o pasă lungă, o pasă care trebuie să fie pentru Filip, preluare bună, Filip trage și gol! Lucian Filip ne liniștește la pauză, Lucian Filip, un rezultat bun pentru pauză, este 2-0, Filip a marcat și el, jucător care a devenit foarte important, după cum știm, pentru echipa noastră. Ce preluare a reușit să facă mai și dintre doi jucători și ce voleu care l-a și învins pe Samoilă. Da, am văzut și acel fault al lui Filip, a luat și Galben după gol, dar nu mai contează. N-am luat, de fapt, așa este, n-a luat Filip Galben. Pasă bună acum pentru Tore, viteza lui Tore, acum în careu Garcia, Tore, e 3-0, e 3-0 în acest derby al României, Garcia Tore este cel care marchează, noul intrat în locul lui Oxlade-Chamberlain, a reușit o depozitare acolo, a fost puternic pe picioare, șutul a fost în plasa laterală, fără șansă pentru portar, în minutul 67 am reușit să dăm un gol foarte, foarte important pentru echipa noastră, golul cu care reușim să intrăm, să mai avem un gol în avantaj, avem 3 goluri avans în fața dinamoviștilor care sunt lipsiți de orice șansă. Edgar invitat acolo să urce de Cosmin Matei, Edgar acum se îndreaptă zona centrală și ca de obicei urmează pasa în adâncime, dar prea tare pentru fundașul Capis care joacă mijlocaș. Minge pentru Nicușor Stanciu, fostul nostru jucător, Stanciu care o trece, Stanciu pasează decisiv pentru Masa Libu Bacar care dă și el Camilogu, dar faza a fost făcută de Stanciu, de ce te bucuri, mă, ai de capul meu, a trecut acolo, a urcat excelent Masa Libu Bacar, a fost colțul lung lăsat, să spunem liber, balonul a trecut printre picioarele printre picioarele jucătorului nostru, Varela cred că a fost acela. Și șutul lui Bubacar nu a avut cum să-l oprească Silviu Lung Junior. Fața făcută de fostul nostru jucător Nicușor Stanciu, care s-a adaptat excelent aici la Dinamo, la fel cum a făcut-o Matei la noi. Alexe poate scăpa, Alexe, Dinamo se mulțumește cu golul de onoare, Alexe! Dar acesta se pare că e mulțumit și așa, se merge și așa. Un șut cu țâmbu, cu șpițul al lui Alexe pe lângă poarta noastră, Silviu Lung nu a atins balonul, Silviu Lung Junior, Silvică cum îmi place mie să îl alint. Meciul este câștigat de noi, după cum vedem, am câștigat și această finală, am reușit să facem un meci bun, 3-1, mai mult de atât nu vrem. Încă un trofeu câștigat, acesta este intern, Lazar și Stanciu, marchează și Stanciu, un gol și o pasă de gol pentru Stanciu, nu se bucură, e bine asta, n-a uitat de unde a plecat, da, Nicușor Stanciu marchează, e 3-2, au revenit chiar cu un gol în spatele nostru, Doamne Sfinte să nu egaleze,
Da, șutul lui Honoiu a fost mai mult ca să se încheie odată meciul. Samuel va degaja mingea și se va încheia. Da, câștigăm această cupă cu nu cu foarte mult avantaj. A fost 3-2 cu un gol avans, dar să nu uităm, am condus chiar cu 3-0 și pe final am lăsat motoarele mai slabe. Stanciu nu îi vine să creadă cum a pierdut acest trofeu. Nu concepe așa ceva. Dar se pare că până la urmă ce a fost a fost. Noi am câștigat meciul, acum ne bucurăm de încă un nou trofeu. Un nou trofeu intern, sperăm să câștigăm și unul extern și acela un trofeu european. Cel mai important meci din cariera noastră cu Steaua București va fi împotriva lui Bayern München în finala Champions League. Incredibil, așa ceva. Să nu uităm, ca să ajungem aici am eliminat nume mari ca Juventus, Torino, asta în optim. Ne-am luat revanșa împotriva Borussia în sferturi. Am eliminat-o pe Real din semifinale și am ajuns în această finală cu Bayern München, unde sperăm să o câștigăm. Acolo unde sperăm ca jucătorii noștri să câștige mulți bani, pentru că știm câți bani vin din această finală. Iată trofeul, iată Cupa Ligii, o vedem, este foarte frumoasă, câștigată de jucătorii noștri cu mult merit, să spunem așa. Tore a fost omul meciului, care a intrat și el și a reușit să marcheze. Este încât a câștigat 340.000 din această finală câștigată din Cupa Ligii, a deplasat. La următorul episod va urma meciul care, să spunem, l-am așteptat împotriva lui Bayern München. Să ne motivăm toată echipa, să ne motivăm sau hai să ne motivăm toată, lăsăm așa, nici n-am motivat toată echipa. Wow, jucătorii sunt chiar în formă perfectă, perfectă, perfectă pentru meciul care urmează. Da, să vedem ce jucători sunt în creștere. Silviu Lunghie, Edgar e, Varela nu e, 79 are Gardo și în creștere plus 1, la fel și la Tolvevici, Matei în creștere plus 3, Filip plus 4, plus 1, Bruma, Maxim plus 2 în formă excelentă, și Chamberlain plus 3, bun și Chamberlain, Tore plus 2, Honoio plus 2, mulți jucători în creștere, asta este bine. Da, deci acesta a fost episodul de astăzi, eu vă aștept cu următorul episod în finala Ligii Campionilor. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!